Locuitorii din Gârla Mare beneficiază de cele mai înalte standarde de viață datorită implicării primarului Baicu Dumitru. Astăzi, în comună, a avut loc inaugurarea unui supermarket cunoscut pentru prețurile sale accesibile, care va fi un adevărat sprijin pentru cetățenii din zonă. Locuitorii comunei Gârla Mare se bucură acum de un nou supermarket. Inaugurarea acestuia a avut loc chiar astăzi, iar cetățenii prezenți au fost bucuroși că acum găsesc la ei acasă tot ceea ce au nevoie. Astăzi la inaugurare a fost prezent și primarul comunei Baicu Dumitru. Acesta se bucură de faptul că locuitorii comunei pe care o administrează pot beneficia de cele necesare, fără deplasarea către alte localități. Acest fapt fiind de mare ajutor, mai ales persoanelor vârstnice sau celor ce nu se pot deplasa pe distanțe mari. Vă zic bună ziua, bine ați venit la acest eveniment care se desfășoară în comuna Gârla Mare. Un magazin, după cum se vede, profi, o autoservire. Ne bucură faptul că s-a înființat acest magazin în comuna Gârla Mare. Cetățenii, în primul rând, beneficiază de prețurile mici care sunt la aceste magazine. Mă bucur că s-a înființat acest magazin pentru cetățeni. Erau diferiți cetățeni care mergeau cu autoturismele în alte localități pentru a-și cumpăra de la Pătule sau de la Ujmir și cred că acum nu o să mai fie cazul să plece din localitate și se vor duce la acest magazin care le va satisface cerințele și nevoile. De asemenea, primarul Baicu Dumitru continuă să atragă fonduri pentru dezvoltarea comunității, pentru că investiția în modernizare înseamnă viitor. Acesta a depus mai multe proiecte pe programul Angel Saligny și așteaptă să primească finanțare. În viitor, pentru Gârla, așteptăm banii de la Angel Saligny pentru programele care le avem fiecare. Gârla Mare are proiectul depus pentru asfaltare. Am înțeles că s-au și stabilit sumele pentru restul străzilor care sunt neasfaltate și ar fi bine să urgenteze cei de la guvern să ne transmită contractele, să putem să facem licitațiile și să ne apucăm măcar în primăvară de aceste lucrări. Primarul comunei Gârla Mare, Baicu Dumitru, este cunoscut pentru profesionalismul său, dar și pentru iubirea față de cetățeni. Acesta este cât se poate de mulțumit de faptul că odată cu deschiderea oficială a magazinului au fost create și noi locuri de muncă pentru cetățeni. Cu această ocazie s-au înființat și locuri de muncă. Deci au beneficiat 10 familii care are câte un angajat la acest magazin și cred că e lucru mare să creezi locuri de muncă în localitățile noastre. Cred că sunt mulțumiți, în special cei care au prins aceea și s-au angajat în acest magazin. Rândurile de la casele de marcat au fost interminabile. Locuitorii din comună au venit cu micul mare pentru a studia prețurile și pentru a face cumpărături de la noul supermarket. Ce părere aveți că s-a deschis un nou supermarket? Ne bucurăm din suflet. Am așteptat cu mare bucurie pentru că suntem și noi bătrâni și ne ducem în altă parte și am vrea acum să fim și noi mai aproape, să putem. Și ne bucurăm din suflet. E o mare bucurie pentru că să știți că primarul nostru și tot ce e aici ne-a făcut multe și ne va mai face. Ne bucurăm din suflet. Deci să înțeleg că acum este totul mult mai accesibil datorită domnului primar și a tot ce face pentru comună. Da. Ne bucurăm să știți că avem un primar deosebit împreună cu doamna primăriță și să știți că ea este și oamenii din jur îl iubesc și noi îl iubim. Acum e un lucru foarte bun pentru că e aproape, se găsește cam tot și nu te mai duci la magazinele din sat care nu știi ce cumperi. Ce să vă spun eu altceva încolo? E foarte bine, e un lucru foarte bun. Ce să mai... Ce părere ai că s-a deschis un nou supermarket la voi în comună? Eu consider că este foarte important pentru comuna noastră, ajută și la dezvoltarea comunei și s-au făcut și câteva locuri pentru tineri și oameni în vârstă care n-au avut locuri de muncă.
Văd că ai făcut și câteva cumpărături. Ce părere ai despre prețuri? Sunt accesibile? Da, sunt foarte accesibile prețurile, sunt și foarte multe reduceri și consider că este foarte important. Comuna Gârla Mare este o locație modernă, cochetă și curată. Oamenii având deja parte de infrastructură rutieră, farmacii, magazine, târguri și multe altele.